vă gătesc un brownie de ciocolată cu un mus de ciocolată neagră și zmeură. Am mai gătit acest preparat de foarte multe ori. La școală de 8 martie am avut ca temă să gătim ceva și am gătit pentru toate profesoarele această prăjitură și a avut mare, mare succes. Cea mai mare dorință mea este să am cofetăria mea, să în ea să am copii care să gătească și la fel ca și mine. Eu întotdeauna mi-am dorit să văd cum este să lucrez într-o cofetărie adevărată și tot spun că dacă nu ai anumită vârstă, n-ai voie să lucrezi aici, este foarte periculos și așa. Și vreau să creez un mediu pentru adolescenții care sunt pasionați ca și mine. Aștept să se coacă blatul, iar acum o să încep să fac ganașul de ciocolată. M-am apucat de gătit când aveam 4 ani. Dacă mi-am amintesc bine, prima mea rețetă a fost una de ciuperci umplute. Iar de acolo lucrurile au degenerat într-o pasiune mult mai mare de a găti. Iar astăzi mă aflu aici la șef la cuțite. Când o să mă vadă șefii, există două variante. Dacă nu mi-au dat cuțite, o să zic că vai, dar ce rău îmi pare că ești atât de tânăr, că ai atâtea șanse în viață și o să bage discursul acela motivațional să continui. Oricum o să continui chiar dacă nu iau cuțite. Sincer, sper să le placă și să îmi dea maximul de cuțite. Sau chiar și două, să mulțumim și cu două. Mie întotdeauna mi-a plăcut toată joaca asta cu gătitul. Și inițial a fost așa, doar o chestie ocazională. După mi-am dorit să fac mai mult și am spus mai să mă duc la niște cursuri și m-a dus. Iar în final mi-am dat seama că nu pot să fac chiar tot din bucătărie și că nu am chiar așa de mare pasiunea pentru alimentele sărate. Așa m-am apucat de cofetărie. O să luăm o parte frișcă, două, o parte și un pic. O să incorporăm ușor în ganașul nostru de ciocolată amăruie. Încă vrem să rămână aerat. Marile mele pasiuni sunt pictura și gătitul, iar mâncarea este ca un tablou plin de culoare și savoare. De aceea îmi place să gătesc. E bine, acesta este preparatul meu. Am făcut tot ce am putut și cred că am făcut mai mult decât credeam că o să fac. Sper să le placă. Poftă bună! Băi, îți vine desertul. Ar fi bun. Dar să scăpăm de tine și de gura ta, că nu mai scăpăm. Ce desert, desert, desert. Dacă iar îmi dai cu mămăligă. Mămăligă din Corsica, ma din Craiova. Ăsta e desert. Bravo! Băi, ți-am zis, mă. Da, dar nu e sofisticată. Și e sofisticată, mă. Nu e sofisticată, mă. Este doar o gogoașă, mă. Cum gogoașă, mă? Nu e o negresă, mă. E o negresă, mă. Cu un pic de cremă, mă. Și un pic de alune, mă. Deci e negresă? Doamne. Și niște și n-are frișcă, băi. Negresă de aia cu... Asta a fost un lava cake mai copt. Mai copt, un lava cake mai copt. Și să știi că așa a vrut autorul. Ba da. Băi, cred că e un fel de brownies, nu? Are mai mult ca ciocolată. Ce brownies, mă? E negresă? O bunicuță cu o broboadă, ia ascult-o pe asta, fii atent, care se uită la noi abia acum și-a făcut curat să vină și a văzut plating-urile astea așa cu fructe proaspete, cu floricele, cu alte alea și este pasionată de... Hai să vezi că o să vrea la mine în echipă, că uite, numai violete peste tot. Bunicuță de la sat, îți spun sigur, stă lângă pădure. Cu floricele, cu fructe de pădure, cu asta. Toporaș. Toporaș, cu asta. N-a găsit ea toporaș, că... Pune. Da, să vedeți pe bunicuța. Dacă punea mai mult sos, să fi pus sos de smeură ca lumea la ea, era super. Al copil, mă, nu cred. Da, bună ziua. Salut, da. N-ai mai fost la noi? Da. Dar am uitat cum te cheamă, cum te cheamă? Alex. Și mai cum, ai mai fost, ai gătit, Rotaru. Știu. Rotaru? Da. Și în juriu am fost. 15. 15. Bravo. Văd că ai început să schimbi, ai trecut la și la deserturi, da, exact, scuză-mă, Florin. Da, am trecut la deserturi, adică am simțit că spre asta trebuie să mă duc. Nu prea mă atrăgeau mâncărurile sărate, așa că m-am dus pe cofetărie, patiserie. Ai fost și în juriu aici când au fost copii, nu? Da, da, da. Cum a fost? A fost o experiență foarte frumoasă și pot să zic că m-am simțit important, adică soarta echipelor ținea de noi. Cu cine ai votat? Prima oară am votat cu șef Sorin Bontea și a doua oară cu șef Scărlătescu. S-a cu Dumitrescu ce-i? N-am nimic cu el, dar
Nu pot să zic că m-am mulțumit farfurile din echipa. Nu trebuie să fii supărat, Florin. Alex, da. Cum e pasiunea pentru bucătărie? Când eram mic, vedeam peste tot la televizor cum niște oameni fac prăjituri extraordinare și gătesc o friptură nu știu ce fel. Și mi s-a părut foarte interesant și cam de pe la 4 ani am început să gătesc și mai târziu m-am mai învățat mama ceva și am să merg la cursuri și la școli și acum asta e. Și cum de persiști în treaba asta așa, adică nu te lași deloc? Nu. Că te știm noi de ceva timp și nu te lași. Îmi place ce fac și n-am de ce să mă las. Copiii de vârsta ta au alte apucături, preocupări. Și... Da. Eu nu sunt ca ceilalți copii de vârsta mea. Dar deja la 15 ani intrasem, eram deja în cârciumă și lucram. Vrei să faci pasul ăsta? Da, cum să nu. Ești sigur? Lasă-mă copilul în pace, mă. De ce, mă, să meargă la muncă, mă, să nu mai voteze aiurea cu tine sau cu Scărlătescu? Pune, mă, băia, mâna la muncă, muncește și tu. Lasă-l, mă, să-l călași poală, mă. Haideți, nu vă mai supărați, că speranța mare ultima. Uite, mă, vezi? Ăștia sunt alien toți, mă. Da, ăștia nu-s pământeni. Da, am o întrebare. În cazul în care mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Normal că în echipa lui șef Sorin Bontea. Păi se poate altcumva. Alex. Da. Alex, nu te mai fierbem foarte mult. Doar toate te dăm puțin meriți. În clopot. Ăsta în clopot. Ia-mă, dă-i cuțitul, că dacă îl dau eu, sigur nu-l vrea de la mine. Iar de-i fost chiar cum să-l ia de la tine. Mulțumesc mult. Bravo. Mulțumesc mult. Multe, mă. Felicitări pentru forțare. Faptul că felicitări pentru faptul că îți urmărești pasiunea și dacă chiar îți dorești foarte mult, o să poți ajunge acolo unde vrei. Mulțumesc mult. Baftă. Are forță, mă, să vede că e bravo. Mulțumesc mult. Fetar la tel. Mulțumesc mult. Salut. Drum bun în viața ta, Alex. Mulțumesc mult. Am luat 3 cuțite. Sunt foarte fericit și concurenți. Aveți grijă, eu am intrat în competiție. Felicitări!